Polițiștii au intervenit în baza unui plan de acțiune pe linia combaterii traficului cu autovehicule furate, astfel că s-a stabilit că acestea figurează ca urmărite de către autoritățile din Germania încă din luna iunie anului 2015. Oamenii legii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările sunt continuate de către polițiștii compartimentului trafic și furturi auto. Vehiculele au fost indisponibilizate la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța și au fost demarate procedurile legale în astfel de cazuri.